deviza dumneavoastră. Păi nu s-amuzeze frumos. C'est de vivre jour par jour. Ça c'est ma devise. Ne regardez pas demain, demain n'est pas encore là. Hier est passé, nous vivons aujourd'hui. Alors je dirais, je regarde cette devise aujourd'hui, maintenant. Oui. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Quoique on dit toujours, și mâine e o zi. Oui, mais ça n'arrive pas quelquefois. Demain on va voir, c'est parfait. Mais là, on va voir s'il y a un point d'interrogation énorme. On va voir. Est-ce qu'on va voir ou pas? Aujourd'hui, on sait. Parce qu'on vit le moment. Deci, carpe diem. Dar la dumneavoastră, bucură-te de ziua de azi, cu modestie, cum ați spus, cu tenacitate, într-un spirit al nobleții înnăscute, nu? Așa vedeți bucuria zilei. Și nu, să zicem, în stil Carol al II-lea. Je n'ai jamais rencontré Carol II, alors je pourrais pas vous dire. Non, ce qu'il a fait, Carol le II, il faut le dire, ça il faut très bien, il a fait beaucoup de choses jolies, comme le village, muzeul du village. Il a fait deux ou trois autres musées. Là, il était formidable. Dar am văzut că atunci când v-ați măritat cu regele Mihai, Carol al II-lea v-a scris o scrisoare în care vă sfătuia să fiți o soție bună pentru regele Mihai. Juste dans ma lettre en grand, j'ai juste dit, j'espère que je serai une épouse aussi bonne que vous avez été un époux à ma belle-mère. Je crois que c'était très ironique. Dar v-a sfătuit cineva să-i scrieți așa? Nu, je fais moi-même. Nu v-ați consultat cu regele? Nu, j'ai lu après la lettre et j'ai dit, est-ce que je peux passer ça à ton père? Elle a dit, oui, vas-y. Vă dați seama, scrisoarea asta poate, într-un fel, a avut drept consecință faptul că niciodată nu l-ați văzut pe Carol al II-lea și că niciodată tatăl nu și-a căutat fiul. Nu. Și nici fiul nu l-a căutat pe tată. Cu toate că, iată ce scenă de cinema, în 1940, când Carol a părăsit România, noaptea, la ora 3 și jumătate, singurul din familie care l-a însoțit pe peron, cu toate că Antonescu l-a sfătuit să nu meargă și să nu-și conducă tatăl, a fost regele Mihai. Regele Mihai avea 18 ani și și-a condus la gară tatăl. Aici e destinul soțului dumneavoastră înainte de a vă cunoaște. Un copil cu un destin trist. Il faut dire que le roi est un roi honnête et droit. S'il pensait que c'était son devoir d'amener son père à la gare, il le fait. Parce qu'il a toujours fait son devoir dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est le roi Michel. L'a condus la gară. Atunci a fost ultima oară în viață când și-a văzut tatăl. Iată ce destin. Un copil crescut fără mamă, când avea 11 ani, regina Elena a plecat la Florența și copilul a văzut-o doar două luni pe an. Je trouve que c'est affreux que les parents, maintenant ça dépend quelle sorte de parents, mais qu'une mère ne peut pas voir son fils qu'un mois par an, et quelquefois moins. Je trouve que ça c'est affreux. Je trouve que c'est malhonnête. Au fost conflicte și o stare de tensiune permanentă între regina Elena și Carol al II-lea, iar regele Mihai, anii în care un copil e cel mai sensibil, i-a petrecut într-o atmosferă încălcită și coruptă. Și totuși regele a reușit în acel context să rămână un copil, un rege bun, blând. Si vous avez connu la reine Hélène, vous verrez que c'est la reine Hélène qui a donné tous ses dons à son fils. C'est grâce à elle. Et il faut dire voilà pourquoi je suis très reconnaissante de la reine.